Hristos a înviat. Începe o nouă ediție România te iubesc. Astăzi, la o săptămână după momentul cel mai important al calendarului creștin, mergem în locurile sfinte, peste Mediterană. Acolo, de sute de ani, principalele religii monoteiste ale lumii, iudaismul, islamul și creștinismul, își dispută spațiile de rugăciune, locurile în care divinitatea e mai prezentă ca oriunde. O moștenire spirituală de care și românii au parte. Înaintașii noștri au contribuit activ la construirea de lăcașuri, dar și prin obiecte de cult dăruite. Sufletul românesc e prezent acolo prin așezăminte pentru pelerini, unde călătorii se pot odihni și medita. Încercăm astăzi să cunoaștem o parte a realităților și greutăților prin care trec cei care se adăpostesc într-una dintre cele mai fierbinți zone ale lumii. Mergem în Betlehem, acolo unde a început povestea creștinismului, în mijlocul teritoriilor palestiniene, unde domnitorii români au fost generoși și au venit să-și marcheze apartenența la sângele creștin. Pământul Sfânt, între coasta mediteraneană și râul Iordan, la intersecția dintre Africa și Orientul Mijlociu, se află punctul de întâlnire pentru trei dintre cele mai importante religii din lume, diferite, dar cu o istorie comună care nu poate fi negată, iudaismul, islamul și creștinismul. Pornind din vechime, tărâmurile au fost martore la războaie întinse pe sute de ani, până astăzi, locul unor tensiuni și forțe nemai văzute în istoria omenirii. Țara Sfântă este locul de pelerinaj religios pentru milioane de credincioși și turiști. Aici și românii și-au partea lor de moștenire spirituală, spațiul de care își leagă credința și care a marcat evoluția noastră în creștinism. M-am alăturat și eu nenumăraților pelerini veniți din toate colțurile lumii. Aici, pe urmele lui Hristos și ale apostolilor săi. Aici unde istoria și geografia mântuirii se împletesc. E o experiență unică. Istorie, credință, energii nemai întâlnite, emoții. O poveste despre viață și moarte, despre viața de după moarte. Divinitatea este prezentă aici mai mult ca oriunde. Dumnezeu, a jumătate din populația lumii, își are origine aici. Aici poți să auzi chemările la rugăciune pentru creștini, evrei, musulmani. Acest loc atât de disputat atrage ca un magnet, iar experiențele turistice și spirituale trăite aici sunt unice. Aici se află Nazaretul și Betleemul, apele Iordanului, Ierusalimul cu Sfântul Mormânt, Grădina Ghețimanii și Drumul Crucii, locurile din care își trage rădăcinile și creștinismul românesc. Țara Sfântă impresionează milioane de oameni, iar miracolul este prezent prin însăși existența acestui spațiu. Pentru pelerinul creștin, călătoria sfântă începe din Betleem. Orașul se află la doar 10 km în sudul Ierusalimului. Are o populație de mai puțin de 30.000 de locuitori. Majoritatea sunt arabi musulmani, dar există și un procent semnificativ de creștini. Locul se află după zidurile ridicate de Israel, în zona administrativă controlată de autoritatea palestiniană. Aici este un important centru religios și pentru iudei, pentru că în Vechiul Testament, Betleemul este indicat ca orașul în care regele David s-a născut. Aici s-a născut Iisus Hristos și de aici începe era noastră. Biserica Nașterii Domnului este o bazilică bizantină construită deasupra peșterii în care s-a născut pruncul Iisus. Intrarea se face dinspre apus, prin ușa smereniei, a cărui înălțime obligă pe oricine intră aici să se aplece. A fost zidită pentru a proteja biserica de cotropitorii păgâni și pentru a împiedica pe aceștia să intre călare. De la începuturile creștinismului, grota în care s-a născut Hristos a fost un loc sfânt. Catapeteasma, peretele cu icoane care ascund altarul, a fost dăruită de Șerban Cantacuzino, domnitorul țării românești, cel care a ctitorit și mănăstirea Cotroceni în 1689. După trecerea prin fața Betleemiței, o icoană aparte în care Maica Domnului este zâmbitoare, cobori spre peștera de unde poți auzi colinde cântate în toate limbile pământului. Grota nașterii, locul nașterii Mântuitorului, e marcat de o stea din argint cu 14 colțuri, dăruită în 1717 de un alt domnitor al țării românești, Nicolae Mavrocordat.
Steaua de argint, îngropată în marmură, indică locul exact al nașterii, iar deasupra ei străjuiesc aprinse 15 candele. Locul strâmb de sub pământ este o atracție pentru milioane de turiști veniți din toată lumea, indiferent de confesiunea religioasă. Where are you from? From Ethiopia. Biserica este locul central al Betleemului, dar la mai puțin de 200 de metri e moschia lui Omar, de unde se aude chemarea muezinului la rugăciune. Orașul nașterii trăiește mai mult de pe urma turiștilor. Străduțele strâmte sunt înțesate de magazine și tarabe cu suveniruri. Indiferent de perioada anului, găsește aici obiecte specifice Crăciunului, făcute artizanal de arabii din zonă. Spune la rod în arabă, ruman, și nouă la român, tot ruman ne se spune. Deci noi români suntem rodi. La intrarea în Betleem, într-unul dintre cele mai mari magazine din zonă, o întâlnim pe Cleopatra, o clujeancă stabilită de mai bine de 30 de ani în Palestina. Avem aceste lucrate din lemn de măslin, de familii creștine aici, au mici cooperative, aur cu diamante, avem lucrate tot așa din SIDEF, lucruri foarte frumoase. Ce se vinde cel mai bine aici la tine? Piatra malachit asta și crucea de Ierusalim, care vine așa, are magnet și se deschide, se poate purta așa ca un curier sau ca o cruce. Basma este fata Cleopatrei și a unui doctor palestinian care a studiat în România. Sunt sute de familii mixte în Palestina, iar limba română aici nu este o raritate. Dacă nu eram cumiți, părinții noștri tot timpul ne ziceau, zice, fiți cumiți că de nu vă trimit în Palestina. Deci era un mod de a zice că trebuie să ne liniștim, că de nu ne duce într-un loc unde este ceva, noi nu înțelegeam atunci. Parcă ceva înfricoșitor. Da, ceva foarte rău pentru noi românii. Nu, nu este un loc înfricoșător, ci este locul care atrage anual sute de mii de turiști, în ciuda problemelor politice și militare din zonă. Le păstrăm aici cu sfințenie. Și prețurile până în sfârșit sunt. Da, da, exact, pentru că sunt unicate. Pot să ajungă și la 4-5 mii de dolari. O icoană veche. Sunt aduse de către ruși în perioada comunistă și au fost, ei convertindu-se, le-au vândut pentru a se întreține, de fapt. Patronul magazinului, un arab musulman, este unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din zonă și apreciază seriozitatea româncelor. They are part of our nation. Ok, they are Romanian, but they are living with us. They get married to people that they study there, and so they are from our community, same community, and we are pleased that we have in Romanians. La mai bine de 150 de kilometri mai nord, în Galileea, este Nazaretul, locul unde a copilărit Iisus. Tot acolo a avut loc buna vestire, când arhanghelul Gavril i-a vestit Maicii Domnului că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă a Sfântului Gavril a fost construită deasupra unui izvor ce și are o bârșea lângă o fântână antică numită Fântâna Mariei. Locașul de cult a fost zugrăvit de trei pictori iconari români ca o donație și în semn de prețuire din partea Patriarhiei Române. La numai 7 kilometri, la nunta din Cana Galilei, Iisus a săvârșit prima minune. La rugăciunea Maicii sale, a preschimbat apa în vinul nuntașilor. În toată zona poți întâlni biserici, mănăstiri sau metoace creștine, chiar dacă în zonă sunt mai mulți arabi și evrei. Mai jos de Nazaret se întinde muntele Taborului. La mijlocul anilor 1800 aici a sălășluit călugărul român Irinarh Rosetti, care a pus bazele unei biserici pe ruinele unei foste bazilici bizantine. Actuala biserică ortodoxă de pe muntele Taborului, unde se află și mai românce, aparține Patriarhiei Ierusalimului și este considerată prima mare ctitorie românească în Țara Sfântă. La est se întinde Iordanul. Aceste locuri au fost disputate în nenumărate războaie între Israel și Iordania, Liban și Siria. Locul presupus al botezului, numit în evreiește Ierdenit, nu departe de ieșirea Iordanului din Marea Galilei, a devenit un obiectiv turistic și nu numai. Înveșmântați în alb, nenumărați pelerini și așteaptă rândul să fie cufundați precum Iisus și contemporanii săi în apă Iordanului, simbolica poarta împărăției deschisă tainic.
Imaginea de vis oferită de Marea Galilei te duce direct în Noul Testament, acolo unde s-au consemnat minunile făcute de Hristos, mersul pe apă și pescuirea minunată, apele din care năvoadele ucenicilor au scos o mulțime de pești. Locul central al Țării Sfinte este Ierusalimul, orașul sfânt pentru islam, creștinism și mozaism, cu o istorie ce a început cu peste 5.000 de ani în urmă. Aici sunt 220 de monumente cu arhitectură impresionantă, o mărturie a civilizațiilor prin care a trecut, temple evreiești, moschei arabe și nenumărate biserici creștine. Tradițiile din Ierusalim dăinuie și astăzi, ceea ce face ca orașul să fie inima istoriei umane. Într-un cartier din orașul nou, ne întâlnim cu părintele Ioan, un bun cunoscător al orașului. Împreună plecăm să cunoaștem cele mai importante locuri din Cetatea Sfântă. Ieșim în stradă și suntem în cartier de ultra-ortodox evrei. Trebuie să-mi ascund crucea, pentru că dacă vor vedea crucea, o să scuipe. În alte zone, de exemplu dacă mergem la Tel Aviv sau în zone occidentale evreiești, acolo trebuie să-mi pun crucea la gât ca să nu fim confundați cu arabii, având reverenda pe mine. Deci aici, în fiecare loc, trebuie să ne adaptăm ca să putem trăi în pace. Perioadele tensionate au existat întotdeauna în istoria orașului și prezența soldaților israelieni înarmați până în dinți îți dă o stare de neliniște amplificată de vibrația orașului. De obicei întorc cap pentru că nu suportă să ne privească. Acest oraș este capitală și a statului Israel și a autorității palestiniene. Pentru evrei este primul loc, pentru că aici s-afla templul lui Solomon, templul lui Rod și acum ce-a mai rămas din templu, Zidul Plângerii, unde merg și se roagă la Dumnezeu pentru a ajunge din nou să-și reconstruiască templul unde se va închina Mesia al lor. Pentru islamiști nu este cel mai important loc, este al treilea după Mecca, Medina. Moscheea Al-Aqsa este al treilea cel mai sfânt altar pentru musulmani, după Kaaba din Mecca și Moscheea Profetului din Medina, Arabia Saudită. Domul Stâncii acum este cel mai disputat loc din lume, din punct de vedere religios, pentru că Domul Stâncii se află pe locul unde Avram a vrut să-l aducă jertfă pe Isaac. Este locul unde a fost construit templul lui Solomon. Este locul unde a intrat și Mântuitorul în templu, în Duminica Florilor, când a intrat în cetatea Ierusalim. În 2000, o vizită a premierului israelian Ariel Sharon pe esplanada moscheii Al-Aqsa a fost pretextul unei revolte a palestinienilor, a doua intifadă, o răscoală împotriva autorităților evreiești. A fost o perioadă de acte intense de violențe palestiniene și represalii israeliene, care au lăsat urme în relația dintre cele două popoare. După doar câteva minute de pauză, ne întâlnim cu Patriarhul Grec al Ierusalimului, care ne vorbește despre pelerinii români în istoria locurilor sfinte. Ierusalimul e locul cel mai disputat din istoria omenirii. E locul în care forța divină ar fi trebuit să aducă ordinea fizică și morală pentru omenire, dar în care credințele oarbe și orgoliile nemăsurate au făcut să curgă mult sânge. E un oraș impresionant în care arhitectura monumentelor îți amintește de vechi temple evrești, de influența covârșitoare a Bizanțului și a cruciaților, dar și de anii de dominație musulmană. Cele mai vechi biserici creștine sunt reprezentate aici prin patriarhiile copților, armenilor sau vechilor sirieni. Dar tot aici, custodele majorității locurilor sfinte este cel de-al 141-lea patriarh al Ierusalimului. Aici ne aflăm la confluența dintre orașul vechi, cetatea Ierusalimului, și orașul nou. Nu sunt zidurile de pe vremea Mântuitorului de acum 2000 de ani. Aceste ziduri sunt construite de către Suleiman Magnificul la anul 1600, iar cetatea Mântuitorului, pe vremea Mântuitorului, se află cam la 4 metri de desubt. Fiind numai piatra aici, nu este pământ, numai stâncă, s-a construit oraș peste oraș. Pentru că ei s-au dărâmat tot timpul din cauza conflictelor. Așa. Peste tot prin cetate întâlnești clerici ale diferitelor culte religioase. Avem Patriarhia Ierusalimului, cu
patriarh grec. Avem patriarhia latină, adică a catolicilor. Sunt armenii, creștinii copți din Egipt, creștinii din Siria, creștinii din Etiopia. Deci cam aceștia sunt cei care au drept de slujire la Sfântul Mormânt. Loghete, patere, ticane, pe? Rolia, pe la. Aceștia sunt colegii greci cu care colaborăm noi, părinții de la Sfântul Mormânt, creștini palestinieni. Se află foarte multe mănăstiri, schituri și metoace, ascunse așa între zidurile cetății sau între casele creștinilor palestinieni. Deci dacă nu știi exact unde să umbli, te poți rătăci foarte ușor în cetatea Ierusalimului. Ne aflăm la Patriarhia Ierusalimului, intrarea în Palatul Patriarhal, de care și noi aici suntem, sub jurisdicția Patriarhiei Ierusalimului, noi ca reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. Cam în permanență sunt aici cu treabă, în fiecare zi, delegații, cu hârtii, cu protocoale. Patriarhul grec al Ierusalimului este Teofil al III-lea. Acesta ne primește cu brațele deschise pentru o lecție de istorie. I'm very glad to welcome here in Jerusalem, and especially in this Patriarchate of Jerusalem, which is the oldest institution here, and this is the only institution in the Holy Land that has a continuous and unbreakable presence, active presence. Patriarhul grec al Ierusalimului este custodele majorității locurilor creștine sfinte. In the 7th century, when the Arabs are coming here, and the political, cultural, and religious landscape is totally changing. And that means when Omar ibn Khattab, the third Khalif, successor of Prophet Muhammad, came over here, he took over Jerusalem from the Byzantines. Cuceritorul musulman, Califul Omar, a înmânat în anul 638 un document numit Ahdname, un contract prin care garanta drepturile și privilegiile Patriarhiei din Ierusalim asupra locurilor sfinte. Whenever there is elected a new patriarch, then he has to renew, to receive first of all his recognition and to renew this agreement by both, by the Hashemite Kingdom of Jordan and also the Palestinian Authority. Even the Israelis, in the Holy Book of Quran, there is a surah, a paragraph, and there is mentioned Surah Tirum, which means they recognize the Rum Orthodox Christian Empire at the time. Afară, pe străduțele cetății Ierusalimului, este un amestec de sacru cu profan. E așa un mix foarte ciudat. E un conglomerat aici între... Aici se înțeleg foarte bine și creștini, și evrei, și arabi. Ei fac afaceri împreună. Aici toți au magazine, buticuri, așa, vă vedeți. Știm că Omar, când a cucerit Ierusalimul, a fost foarte înțelept. Omar nu a vrut să intre în Sfântul Mormânt. Și de ce nu a vrut să intre? Pentru că știa că dacă el va intra în Sfântul Mormânt, după aceea în fanatismul lor, islamiștii vor dărâma Sfântul Mormânt sau vor transforma în moschee în cinstea faptului că Omar a intrat acolo. Și ca să nu intre, respectându-i pe creștini, a stat în fața Sfântului Mormânt. De aceea s-a construit această moschee lângă curtea Sfântului Mormânt, pentru că este locul unde a stat Omar. He's my friend. Hana, we have the same name. Hana it's Ioan in Arabic. În partea de nord a cetății, înțelegi geografia spirituală a locului, este Muntele Măslinilor, acolo unde acum este așezământul catolic Paternoster, Tatăl nostru. Potrivit tradiției creștine, în peștera păstrată și astăzi în incintă, ucenicii s-au adunat în jurul Mântuitorului spre a învăța Tatăl nostru, rugăciunea pe care românii o știu și ca rugăciunea domnească, una dintre cele mai puternice rugăciuni creștine.
Pe coasta muntelui se întinde marele cimitir evresc. Poziția mormintelor este cu fața spre cetatea Ierusalimului, pentru că la judecata de apoi tot să-l poată privi pe Mesia, intrând în cetatea templului lui Solomon. La poalele muntelui se află grădina Ghețimanim, locul preferat al lui Isus, locul în care și-a petrecut și ultima noapte, retras singur pentru a se ruga pentru întreaga lume. Ghețimanim înseamnă în ebraică presă de ulei, trunchiurile arborilor din grădina amintesc de vechi măslini. Mai jos se înalță o biserică, închinată morții Maicii Domnului, coborând o scară măestoasă de 48 de trepte. Intri parcă într-o altă lume, săpat adânc în stâncă. Este locul în care apostolii s-au adunat pentru a o priveghea pe Fecioara Maria. În biserica ortodoxă administrată de greci și armeni poți auzi în fiecare miercuri slujba în limba maternă a lui Hristos, limba aramaică. Limba este folosită în oficierea liturghiei de către sirienii creștini, care au și ei dreptul de a sluji în Ierusalim. Thank you. No, but you can stay with us. $5. This is a mitzvah when the Jewish boy is coming to 13 years old. We're celebrating. Get the mitzvot, all the laws of the Torah, to him. So we are celebrating in the Kotel of Jerusalem. Urmele românilor sunt peste tot pe aici, pe locurile sfinte. Domnitorii, voievozii români, boierii, negustorii au fost generoși, au dat donații și ajutoare consistente aici, mănăstirilor, locurilor sfinte. Și astăzi se mai pot vedea în bisericile ortodoxe de la Sfintele Locuri și în tezaurul Bisericii Sfântului Mormânt diverse odoare prețioase și acte de danie din partea acestora. Despre români, Patriarhul Ierusalimului are numai cuvinte de laudă, deși relațiile cu Biserica Ortodoxă Română au trecut și printr-o perioadă de răceală. In Romania, people are very religious people. And I always distinguish leadership, whether it is political or church, and the ordinary people, with all countries, with all nations. And I'm very sensitive to in welcoming pilgrims. If you pose the question and you ask, whether you ask Jewish people, whether you ask Christians, whether you ask Palestinians, why you are here? What for? Why everybody wants to be in Jerusalem? What does Jerusalem provide? Jerusalem is not a place to offer financial support or gasoline or I don't know what else. You understand me? There it is for religious purposes that everybody is here. Imediat după pauză mergem în așezămintele românești din Țara Sfântă, o călătorie a spiritului prin istoria adesea neștiută și prin tărâmuri cândva aflate parcă la capătul lumii știute. Deși timp de secole înaintașii noștri au făcut daruri importante în bani și obiecte, deși ani de zile porțile Sfântului Mormânt erau deschise de sultan doar după ce era plătit de domnitorii români, e bine, abia în secolul al XIX-lea s-au pus bazele primelor lăcașuri de cult românești în Țara Sfântă. Ne întoarcem în Ierusalim, într-o oază a românismului, dar străbatem și pustiul iudeii ca să ajungem la Ierihon, un alt punct important pentru creștinism, acolo unde se află cea mai mare construcție românească din afara granițelor. Ierusalimul este locul unde se împletesc tensiuni și energii nemai întâlnite în altă parte.
Într-un cartier evreiesc, pe strada Shifta, din Noul Ierusalim, este așezământul românesc. Istoria așezământului românesc începe târziu, în 1912, când un comitet de români evlavioși cumpără un teren strângând bani din donații pentru construirea bisericii. Legile turcești în vigoare la acea vreme interziceau cumpărarea de către străini a terenurilor, așa că s-au făcut printr-un arab creștin, Hana Baramki. La 5 minute de intrare în cetatea Ierusalimului se află așezământul românesc. Este o mănăstire mai atipică, pentru că biserica este încorporată de chiliile călugărilor și ale maicilor care viețuiesc aici la Ierusalim. De ce s-a făcut această arhitectură? Tocmai pentru ca să îmbrace biserica, să nu fie ostentativ așezată în mijlocul unui cartier evreiesc. Au fost și foarte multe probleme în trecut. Mulți dintre evrei mai fanatici au încercat să tragă chiar crucea de pe tur la biserică, să o arunce jos. Pentru noi este o oază aici a creștinilor ortodoxi, nu numai pentru noi care trăim aici la Ierusalim, trimiși de Patriarhia Română aici ca reprezentare la locurile sfinte, dar foarte mult pentru creștinii pelerini care vin din țară, și nu numai din țară, cât și din diaspora. Pentru că vin foarte mulți pelerini, în primul rând din România, prin grupurile Patriarhiei Române, și din țările ca Italia, Spania sau Europa Occidentală. Ideea acestui spațiu a aparținut întotdeauna românilor, iubitori de locuri sfinte. Abia în secolul al XIX-lea, odată cu formarea statelor naționale, românii au constatat că din toate darurile pe care le-au dat de-a lungul timpului, nu s-au gândit să întemeieze și un așezământ românesc în Țara Sfântă. În 1934 până la 1938 a fost ridicată clădirea, dar datorită problemelor și războaielor care au măcinat și Țara Sfântă, lucrurile au stagnat. Și nu s-a mai putut lucra, nu s-a putut sfinți atât de repede precum își doreau înaintașii noștri. Și sfințirea a fost abia în anul 1975 de către Patriarhul Justinian. Este o oază de românism în Ierusalim. Este harta României Mari, care este înconjurată cu panglica tricolor, ceea ce reprezintă și arătăm tuturor românilor că ne rugăm pentru toți românii. La așezământul de la Ierusalim sunt 4 preoți, conduși de Părintele Superior Teofil Anastăsoae și 5 maici care ajută la treburile din Lăcaș. Maica Maria este evreică, dar s-a îndrăgostit de ortodoxie și a rămas la mănăstirea românească. Veniți aici 2005 și stat aici la slujba cu Maica Nicolaida, cunoscut Maica Nicolaida, și prin Maica Nicolaida Dumnezeu a furat la ortodoxie. Sunt de Haifa, am născut la Nazaret. Tot în Israel. Tot în Israel. Dar pe pământ românesc. Bazilica romană. Piace mult bazilica. A dat tot inima pentru o cază de Dumnezeu. Și părinte Arsenie Bocă m-a ajutat mult. Au format la Ierusalim o mare familie românească care trăiește, se roagă și ajută pelerinii veniți la locurile sfinte. Sunt 30 de locuri de cazare și sunt pregătiți oricând să adăpostească pelerini. Sunt micuțe, dar sunt toate condițiile. Și vin pelerin. Vin pelerin, da. Cum vedeți și acum, camera este ocupată. Maica Nicolaida este de mai bine de 14 ani în Israel. După ce a petrecut 7 ani în mănăstirea Rămes din Alba, viața ei a luat o altă întorsătură. Totul este diferit, sunt alte reguli, alte legi, sunt alte circumstanțe. Primul an a fost mai dificil. Gândul de reîntoarcere acasă era tot mai frecvent în mintea mea și îmi doream să mă întorc în România. Însă Sfântul Mormânt, izvorătorul de viață și de bucurie în același timp, a fost cel care a lucrat în inimile noastre. De 10 ani sunt în mănăstire și pentru prima dată sunt aici, așa, pentru un timp mai îndelungat. Pământul pe care a călcat Mântuitorul, pentru noi e așa, e ca un magnet, te atrage foarte mult și nu poți să-l mai uiți. Așezământul de la Ierusalim nu este singurul spațiu românesc din Țara Sfântă. Lângă Iordan mai avem un schit. În 1931, guvernul palestinian a hotărât să dea parcele de un hectar comunităților religioase care doreau să construiască așezăminte pe malul Iordanului.
Românii au ridicat aici un schit. Biserica de acolo era pictată și avea toate cele de trebuință. Din păcate, conflictele armate au dus la abandonarea acelui loc. Zona este în continuare greu accesibilă, terenul este minat și, deși există promisiuni din partea guvernului israelian de a curăța terenul, sunt slabe șanse să se și întâmple. În anii 50, primul stares român lângă Iordan a fost Ioan Iacob. O figură importantă pentru ortodoxia românească este Ioan Iacob, spus Jose Vitu, pentru că a viețuit la Biserica Gheorghe Hozeva din pustia Iordanului. În 1960, el a trecut la cele veșnice și a fost dezgropat în 1980 pentru a fi mutat în osuar. A fost găsit intact și de atunci a fost recunoscut ca și sfânt. Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul celor mai noi sfinți români. Moaștele acestuia au fost depuse într-o raclă în mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din pustiul Iudeei, pe drumul dintre Ierusalim și Erihon. Este considerat cel mai vechi oraș locuit în continuu, de mai bine de 10.000 de ani. Se crede că aici era centrul administrativ al provinciei. Aici era Zaheu Vameșul, care după ce l-a cunoscut pe Hristos a devenit protectorul smerit al săracilor. Și tot aici a fost dată pilda samaritanului smerit sau vindecarea orbului Bartimeu. Și aici românii au un așezământ, un loc de odihnă și meditație. Aici, în orașul Palmierilor, care acum este de fapt un târgușor arăbesc, am reușit să construim cu greu, cu mari eforturi, un lăcaș de cult. După 1990, valurile de pelerini au făcut ca spațiile de cazare să devină insuficiente. La Erihon, un oraș simbol al creștinismului, exista un teren donat Patriarhiei Române de familia Samoilă, o familie de pelerini stabilită aici în anii 30. Sorin Vasilescu este profesor de arhitectură la Universitatea Ion Mincu și unul dintre cei mai premiați arhitecți români. Lui a făcut Patriarhul Teoctis propunerea de a realiza un așezământ la Erihon. Prefericitul Teoctist îmi spune: ce, cum adică nu știți să faceți o mănăstire? Și zâmbind mi-a zis: pe ce profesor universitar sunteți atunci? Profesorul Vasilescu a acceptat ceea ce consideră provocarea vieții, deși era conștient că s-a hămat la un proiect complicat. Nu fusesem niciodată, nu numai la Erihon, nu fusesem niciodată în Israel. Strat peste strat de praf. Praf, praf, praf. Într-o zonă profund seismică, cu chestiuni de ordin ingineresc extrem de dificile, temperatura ucigătoare. Arhitectul a refuzat să fie plătit și a simțit nevoia să se implice pentru a lăsa în urmă un așezământ grandios. Pentru români, așezământul de la Erihon reprezintă cea mai mare construcție, în ghilimele, ctitorie românească, făcută vreodată peste hotare. Lucrările au durat aproape 15 ani și au fost finanțate de Patriarhie și din donațiile pelerinilor. Din motive estetice, mare parte din materialele folosite au fost locale, dar muncitorii au fost români. Construită de români până aproape de ultima fază, când muncitorii români, din motive complexe, am folosit pentru unele operațiuni de finisaj, dar în ultima fază a construcției, și mână de lucru local. Construirea așezământului a tensionat relațiile cu Patriarhia Ierusalimului. Fostul patriarh, Diodor, a dat acordul pentru construcție. După moartea sa însă, reprezentanții Patriarhiei nu au mai fost de acord ca românii să construiască în zona lor de jurisdicție. According to the laws of the church, it's forbidden for one church to enter to intervene into another church's spiritual jurisdiction and boundaries. Tensiunile au culminat în 2011 cu ruperea comuniunii dintre Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Română. The Patriarchate of Romania tried to establish itself within the jurisdiction of the Patriarchate, not in the proper way, in a non-canonical way. And this happened because they took certain advantages of certain circumstances, right? So when I realized that the Patriarchate, the Church of Romania, wanted to establish themselves here in a non-canonical way, we said then we complained.
Negocierile au fost intense și se pare că la mijloc au fost și interese pecuniare. Abia acum 2 ani conflictul s-a rezolvat amiabil. After that, I mean, things became very clear and we are brothers and we are very close and we are receiving pilgrims here from and I was visited Romania and I welcome here the presidents, etc. And to have very, I mean, once this trauma was healed, no problem. Acum așezământul românesc este un punct important pe harta pelerinilor români, căminul putând găzdui grupuri numeroase de creștini. Unul dintre cele mai tensionate locuri din Țara Sfântă este Hebron, disputat atât de palestinieni cât și de evrei. Orașul are o însemnătate specială, aici sunt mormintele patriarhilor. Orașul este populat de arabi și se află doar 80% în administrația autorităților palestiniene. Aducerea unor coloniști israelieni aici a creat un nou conflict în Cisjordania. Welcome to Hebron. Welcome to all city. Shukran. You're welcome. Welcome. Atât pentru evrei, cât și pentru musulmani, Hebronul este considerat un oraș sfânt. În grota Macpela se consideră că sunt îngropați patriarhii venerați de ambele religii și considerați profeți, Avraam sau Ibrahim, Isaac și Iacob și soțiile acestora, Sara, Rebecca și Lia. Este Rifqa, zojit Sayyidina Ishaq și Sayyidina Ishaq Baqa. Aici a fost o biserică creștină construită de împărăteasa Elena. Just Muslims. Just for Muslims. I understand. As a book, not old. But the Quran is old. În pustiul Iudeei se află una dintre cele mai frumoase și mai vechi mănăstiri din lume, Sfântul Sava cel Sfințit, săpată în stâncă. Aceasta a fost ctitorită de împăratul Justinian al Bizanțului, dar refăcută cu banii și stăruințele domnilor Vlahiei, așa cum se păstrează în biblioteca mănăstirii informația. Neagoe Basarab a fost unul dintre cei mai importanți contributori la dezvoltarea lăcașului, care nu permite înăuntru accesul femeilor. Când aude grai românesc, părintele iese pentru o scurtă predică despre deșertăciunea condiției umane. Ce este 80 de ani? Ce este 100 de ani? Pământ! Du-te la cimitir să vezi cine ești! Verzi? Nimica nu este din tine! Pământ și cenușă! Maica Domnului să vă vânteze! Nu simțeam nevoia să ies. Am avut o zi și noi suntem ispitiți. Noi suntem pe câmpul de luptă. Dar luptăm că prin luptă ne vom încununa. Luptăm că știm că veșnicia prin jertfă se câștigă. Ne întoarcem în vechiul oraș al Ierusalimului. În partea de vest a muntelui templului se află Zidul Plângerii, loc sacru al iudaismului. De secole este principalul loc de pelerinaj pentru evrei, ultima rămășiță a celui de-al doilea templu iudaic, dărâmat de romani în anul 70 după Hristos. Cu capetele acoperite, credincioșii evrei depun bilete cu rugăciuni pentru o legătură directă cu sursa divină. La câteva sute de metri mai la sud, în cetate, pe muntele Sionului, se află un alt loc sfânt pentru evrei, mormântul regelui David. Statuia psalmistului străjuiește intrarea într-o încăpere micuță, unde se află, conform tradiției iudaice, sarcofagul lui David. Dar cel mai important loc pentru pelerinii creștini în Ierusalim este Sfântul Mormânt, locul în care a fost așezat trupul lui Iisus după ce a fost coborât de pe cruce. Aici l-a venghit tot pe părintele Ioan, un brașovean inimos ce a ales să slujească la locurile sfinte. Catedrală imensă care acoperă mai multe altare, mai multe biserici în interiorul ei. Ne aflăm în curtea Sfântului Mormânt, pe locul unde stăm acum, în Agia Avli, îi spune în limba greacă, adică Sfânta Curte. What did you say? What did you say? No, it's forbidden. No. Why? Because you're here. How are you? Good. You are all the time here? Yeah. You are not free? Ocupându-mă de delegații pentru a veni să se închine la Sfântul Mormânt sau la Patriarhia Ierusalimului, ce trebuie să avem o bună colaborare cu toți. Și cu armata israeliană, și cu bijnițarii arabi, și cu părinții de la Sfântul Mormânt. În vechime se aflau două porți de intrare, una vedeți că este închisă, de pe vremea sultanului Suleiman a fost închisă această poartă,
Tot în vechime, accesul pe Golgota se făcea pe aceste trepte. Conflictele s-au iscat tot timpul în Orașul Sfânt, chiar și între creștini. Sub ocupația sarazinilor, creștinii armeni au plătit pentru a se interzice grecilor de la Patriarhia Ierusalimului să facă slujbă în Sâmbăta Mare. Și au scos afară, au închis ușile Sfântului Mormânt și Patriarhul a slujit aici, afară. În momentul în care a invocat și în momentul în care a citit rugăciunea de invocare a Sfintei Lumini, a țâșnit un foc din această piatră și s-a aprins lumina sfântă tot creștinilor ortodoxi aici, care se aflau în curte. De aceea, dacă vedeți că crăpătura este în formă de flacără și piatra este topită, nu este cioplită. Deci este un semn al ortodoxiei care învinge întotdeauna drepte credințe. Doamne ajută! Ce vedeți? Părintele Vlad, care vine tot timpul la locurile sfinte. La intrarea în biserică este lespedea pe care Iisus a fost coborât de pe cruce. Piatra întotdeauna este unsă de către creștini cu miruri. Miroase foarte frumos piatra întotdeauna. Apă de trandafiri, mir de nard. Românii sunt prezenți chiar și în Biserica Sfântului Mormânt. Această pisanie aparține lui Ștefan cel Mare, care oferind un sprijin părinților creștini ortodoxi, Patriarhiei Ierusalimului din vremea lui, părinții aceștia i-au oferit în schimb această onoare Sfântului Ștefan de a pune pecetea lui, pecetea Moldovei. Aici se află centrul universului pentru creștini. Deasupra se află Golgota, locul în care crucea lui Hristos răstignit între cei doi tâlhari a fost înfiptă și unde și-a dat ultima suflare pământească. În Vechiul Testament, prorocul David ne vorbește că din mijlocul pământului a venit mântuirea. Ierusalimul mai este închipuit ca fiind și buricul pământului sau centrul pământului. De ce? Pentru că din mijlocul pământului a venit mântuirea. Acum 2000 de ani, aici era o grădină cu morminte. Morminte săpate în stâncă, care acum sunt goale. Așa arăta și mormântul Domnului, săpate în stâncă. Aici se află un altar al creștinilor copți, creștinii din Egipt, care este în spatele Sfântului Mormânt. Mormântul va intra timp de o lună de zile în renovare, pentru că datorită timpului, datorită umidității care se află aici în această biserică, multe din pietre s-au erodat și trebuie consolidată marmura. Intrarea în Sfântul Mormânt este impresionantă pentru orice pelerin. Este apogeul călătoriei în Țara Sfântă, locul de unde Hristos s-a ridicat din morți. Filos, mas, Elinas. Intrăm în Sfântul Mormânt. Pe această piatră se săvârșește Sfânta Liturghie aproape în fiecare noapte. Această piatră este o bucățică din piatra de la ușa mormântului, pe care a așezut Arhanghelul Gavril și a găsit învierea femeilor binorosițe. Aici, timpul își pierde dimensiunea. Părinții de aici, greci, se îngrijesc în fiecare zi cu paza mormântului, pentru că vin foarte mulți oameni aici și nu toți sunt binevoitori, nu toți înțeleg ceea ce se întâmplă aici. Patriarhul îngenunchează aici, în Sâmbăta Mare, la prânz, și în urma rugăciunilor, așezând o vată pe această piatră, vata se aprinde singură, timp de câteva minute ea nu arde, patriarhul o ia cu mâinile și așează într-un vas. Intrând aici în capela îngerului, aprinde două mânucuri de lumânări foarte mari, cu care iese afară și împarte mulțimea. Aprindem o lumânare pentru întreg neamul românesc, aici în Sfântul Mormânt al Domnului, ca Dumnezeu să ne ocrotească neamul așa cum a făcut-o întotdeauna. Pelerinajul în Țara Sfântă este un prilej de cunoaștere și înțelegere a istoriei religiilor, a credinței în Dumnezeu. E locul în care se vorbește cel mai mult despre pace, despre liniște și divinitate, credințe oarbe. Orgolii și interese politice au făcut însă ca de-a lungul miilor de ani aici să curgă prea mult sânge și încă mai curgem. Aici a curs și sângele Fiului lui Dumnezeu. Milioane de oameni ajung aici în fiecare an din curiozitate sau în căutarea unei liniști, a unei păci interioare, o pace care poate fi dobândită de cei care vin cu sufletul deschis, cu dorința de a atinge locul pe unde a pășit Iisus, locul în care s-a jertfit și mai ales locul în care Hristos a înviat. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!